Deci, vorbim de schimbarea axei nodurilor lunare, deci axa destinului, și nodul nord va intra în casa a doua. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nativii berbec sunt foarte interesați în 2022 să facă bani, să-și crească veniturile, sunt în stare să renegocieze salariul, să găsească noi surse de venit. Devine foarte importantă obținerea stabilității financiare, însă karma, deci nodul sud, este într-o casă tot financiară, unde li se spune așa, nu faceți investiții sau, mă rog, aveți grijă la investițiile pe care le faceți, la colaboratori, la asociații cu care vă băgați în investiții. Asta odată, a doua oară spune, nu vă băgați în credite sau dacă le faceți, asigurați-vă că le puteți plăti. Și la fel, împrumuturi, dacă faceți împrumuturi, să nu cumva să nu mai puteți returna banii aia, cel puțin nu la timp. Asta odată. Deci ar fi ideal să evite această latură a investițiilor, creditelor și împrumuturilor, dar în schimb pot să facă bani, adică pot să sunt în stare berbeci și să-și mai iau un job ca să câștige mai mulți bani. Și independența financiară interesează foarte mult, este un subiect important al anului 2022 pentru ei. Ce alt aspect important pentru berbeci? Jupiter intră în pești, pentru ei înseamnă că intră pe zona trecutului, a vindecării. Se vindecă, încheie un capitol din trecut și este chiar important ca peștii să facă asta, ca berbecii, mă scuzați, să facă asta, pentru că imediat după acest tranzit al lui Jupiter în pești, urmează tranzitul lui Jupiter unde? În berbec, la ei. Și atunci, să încheie ceva din trecut, să rupă orice, o relație toxică, să renunțe la un viciu, să vindece sau să îmbunătățească, amelioreze o problemă de sănătate, este o casă a bolilor cronice, deci acolo se poate activa ceva cronic. Să vindece, ca ulterior când Jupiter intră în berbec, să poată să înceapă ceva nou. Și vor începe berbecii în 2022 ceva ce va avea impact pe termen foarte lung, adică eventual până la 12 ani, adică un proiect care este o perioadă în care li se deschide un nou capitol de viață. Iar Jupiter e marele benefic, adică vă dați seama că intrând în zodia berbec, vă aduce celor care sunteți berbec și ascendentul berbec, pentru că am uitat să spun, de foarte important, berbec, ascendent, berbec, previziunile sunt pentru ambele, e o perioadă de creștere și de evoluție și de progres personal, dar și profesional. O perioadă un picuț delicată este atunci spre final de an, când Marte, guvernatorul lor, va retrograda. Marte retrogradează odată la 2 ani, dar acum va retrograda pe final de 2022. E o perioadă în care sunt mai închiși în ei, mai retrași și trebuie să aibă grijă normal la sănătate, pentru că le guvernează, el este guvernator și retrogradează. Asta odată, să aibă grijă la sănătate. A doua oară, să aibă grijă la deplasări, la ce acte se semnează. Am spus că ultimele două luni din anul 2022 vor fi problematice. Și la accidentări, să nu se accidenteze, dar asta este pentru final de an. Până atunci, că tocmai a început anul, Venus este retrogradă, iar Venus pentru berbeci este planeta care le guvernează relațiile și retrogradează într-o casă a carierei. Ce înseamnă asta? Înseamnă pe o parte că trebuie să-și reevalueze relația, statutul relației în care se află, dacă merită sau nu merită oficializată. Asta pe parte, pe a doua oară pot să-și reevalueze obiectivele profesionale, dacă sunt pe direcția pe care și-o doresc în carieră sau dacă trebuie să facă anumite schimbări, să intre pe direcția pe care să-și restabilească niște obiective profesionale. Până în martie ar fi de preferat pe zona de dragoste să nu intre în noi relații. Pot fi problematice aceste relații. Astfel că, în concluzie, dacă vrem să tragem o linie pentru berbec, spunem așa. La carieră, pe carieră avem un an profesional foarte bun, au șanse să găsească o nouă direcție, mai ales cei care au avut frustrări profesionale. Banii, șanse de câștig foarte mari în anul acesta, dar cu amendamentul să nu facă investiții riscante. În dragoste, la începutul de an e mai dificil, zguduie relațiile, dar spre final de an chiar se poate vorbi de căsătorie la berbeci. Sănătate, întreg anul trebuie să aibă grijă la pierderile de energie. E un an al vindecării,
al vindecării fizice, psihice, emoționale, sentimentale, dar și un an în care își pot pierde energia. Dragi berbeci, vă doresc un 2022 minunat!